Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi am avut drum la oraș, avem de rezolvat una alta și dacă tot am venit, am zis că ar trebui să depunem și declarația unică pe normă de venit. Acum căutăm un loc de parcare, iar apoi vom merge să luăm formularele și o să revin după aia cu alte detalii. Am revenit cu formularul, așa arată, declarație unică. După cum bine știți, această declarație unică trebuie depusă la fiecare început de an, privind impozitul pe venit. Este anexa numărul 1, 212. Am încercat să tot depunem declarația ca să nu mai facem alte drumuri, însă nu am reușit, deoarece doamna de acolo ne-a zis că încă nu s-a stabilit norma de venit la familie de albine, la domeniul agricol de fapt. Au zis că se pot depune aceste declarații până la data de 25 mai. Noi am luat formularul acasă, o să-l completăm și când mai avem treabă prin oraș și după ce se stabilește norma de venit pe familie de albine, o să îl ducem gata completat, să nu mai pierdem timpul la ei. Anul trecut, norma de venit pe familie de albine în județul Sălaj a fost de 18 lei pe familie. Acum, în alte județe, poate să urce sau să scadă. Diferă de la județ la județ. Numărul de familii neimpozabile este de 75. Acest număr a fost în fiecare an, deci este un număr fix și în toate județele este același. Acum o să vă prezint așa în mare cum se completează această declarație unică pentru norma de venit la apicultură. Prima dată completăm datele de identificare a contribuabilului. Aici trecem numele, prenumele, localitatea, codul fiscal, deci toate datele noastre. Apoi dăm pagina și mergem în partea de sus, unde specificăm anul aferent depunerii declarației. Bifăm aici declarație rectificativă, iar apoi mergem la subsecțiunea 3, unde scrie date privind impozitul pe veniturile din activități agricole impuse pe baza normei de venit. Aici bifăm. Neapărat, dacă suntem pe normă de venit, trebuie să bifăm aici. Trebuie să fim foarte atenți la aceste detalii, ca să nu greșim. Bun, deci până aici cam asta trebuie completat. Mai departe vom da pagina. Iarăși dăm pagina. E mai greu cu o singură mână, dar ne descurcăm. Să vedem, aici nu trebuie, mai departe, aici cred că trebuie să completăm, da. Aici scriem forma de organizare, bifăm individual, activitatea desfășurată la nivelul județului, unde desfășurăm activitatea. Apoi mergem în jos până la albine. Aici trebuie să completăm numărul de familii de albine pe care îl deținem. La numărul de capete, animale familii de albine, neimpozabil, aici vom trece cele 75 de familii care sunt neimpozabile. Apoi la coloana următoare, numărul de capete,
familii de albine neimpozabil. Aici scădem din numărul de familii de albine pe care îl deținem cele 75 de familii și vom trece rezultatul. La normă de venit, încă nu știm exact cât o să fie pe fiecare județ în parte. De exemplu, dacă anul trecut a fost 18 lei, atunci noi aici ar trebui să scriem 18 lei. Anul ăsta o să vedem cât o să fie. La normă de venit redusă, tragem liniuță, iar apoi mai rămâne venitul impozabil, care se calculează numărul de capete de animale familii de albine impozabil ori norma de venit. Și rezultatul vom trece aici. După aia, la total venit impozabil, trecem rezultatul care ni l-a dat aici ultima dată, la venitul impozabil. Și aici iarăși o să fie total impozit anual. Aici o să ne dea. Apoi, mai departe, să vedem. Două secunde să focalizăm. Aici se completează CAS-ul. Acum ăsta diferă de la caz la caz, care vrea și care nu. Mai departe, la sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit estimat, așa aici, la impozitul pe venit estimat, stabilit prin declarația curentă, aici vom scrie suma ce ne-a dat-o aici, unde am calculat venitul impozabil. Deci ăsta îl vom trece aici pe primul rând, la impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă. Așa. Apoi mai departe semnăm aici la semnătura contribuabilului. Ce am omis este, două secunde să văd aici în spate, asta am uitat să vă arăt aici, unde sunt datele privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază normă de venit. Trebuie să completăm și aceste spații. Cam atât despre declarația unică. Să nu uităm că aceasta trebuie depusă până la 25 mai. Pentru cei care doresc să ducă formularul gata completat, puteți descărca de pe internet declarația unică, anexa numărul 1, 212. Sper că v-a fost de folos acest clip. Apăsați butonul de like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube, Ferma Andreiuș. V-am salutat!